Насяра, добрый вечер. Шибини вам гасит инкадр лудицы с печали, дедикати Галей Ону, доменио дрептурилор омулы. Диндоуми патру онкуаче, кукази зили интернационали дрептурилор омулы, инфи кариан консекутив, Ону дичернязе премиле пентру чели мэй фрумуасе инициативе, пентру чей мэй актив уамень, каре се окупа ку дрептурили омулы. Астазь я вам онуаре се дискут ку дой лауреат ай ачестую ан. Павел Постика, асоциация Промолекс, директор де программе. Филичитари, домнули Постика. Мулțumim. Numele noastră vă rog să primiți felicitări din partea de la întreaga echipă TV8 pentru asociația Promolex. Vladimir Gaiț, director de companie Bertam. Добрый день. Добрый вечер, вернее. Добро пожаловать на ТВ8. Олеся Перян, офицер națională pentru drepturile omului ONU Moldova. Bună seara, bine ați venit. Și Mihai Cotorobaia, avocatul poporului din Republica Moldova. Bună seara, bine ați venit. Înainte de toate, eu aș vrea, pe scurt, doamnă Perean, să ne povestiți de ce este important fiecare an pentru ONU de a decerna aceste premii, pentru ce o faceți și de ce credeți că e important de continuat în momente mai grele în care se află astăzi Republica Moldova, după care eu aș vrea să trecem la laureații noștri ca să ne povestească de ce, cred ei, companiile lor sau asociațiile lor au fost decernate cu premiile speciale în acest an. Vă rog, doamnă Perean. Promovarea drepturilor omului, în general, se face de oameni, în primul rând. Deci titularii de drepturi, cei care se nasc având drepturile fundamentale, sunt cei care trebuie să-și autopromoveze drepturi, dar de asemenea să lupte pentru drepturile altora. Da? Și scopul Galei este, în primul rând, de a stimula apărătorii de drepturile omului, diferite entități, dar și indivizi care apără drepturile omului în a-și continua eforturile sau lupta în vederea asigurării drepturilor omului pentru fiecare cetățean în parte. De asemenea, nu putem să ignorăm și rolul Galei în ridicarea gradului de conștientizare a populației, ceea ce ține de drepturile omului, importanța acestora și promovarea documentelor internaționale în domeniul dreptului omului, cum ar fi Declarația Universală a Drepturilor Omului, care a stat la baza sistemului de protecție a drepturilor omului, adoptat 70 de ani în urmă, de mult, dar chiar și după 70 de ani, rămânând a fi un document viu care aduce schimbare în viața oamenilor. Și înainte de a trece la laureații noștri, eu vreau să-l întreb și pe domnul Cotorobai. Noastră, ca avocat al poporului, mai des vorbiți despre cât de prost stau lucrurile în acest domeniu. E serviciul dumneavoastră să fiți în serviciul poporului. Dar totuși, gala premiilor ONU este un eveniment anual la care noi vorbim despre lucruri frumoase și oameni frumoși din acest domeniu. Credeți că asta îi stimulează pe alții să fie mai conștienți în ceea ce ține apărarea Eu cred că da, sigur că. Gala premiilor ONU, chiar ediția 2018, a arătat că însuși schimbarea formatului de atribuire acestor premii n-a influențat la interes față de acest eveniment. Desigur că în această oră de idei eu aș vrea să spun că noi am efectuat un studiu care urmărea percepția oamenilor însuși despre drepturile lor. Noi un astfel de studiu am făcut în 2016 și acum foarte bine putem să comparăm ce am avut în 2016. Și ce a demonstrat studiul din anul ăsta? Și să știți că mare dinamică, spunem, nu avem, dar este mișcare în direcția care oamenii spun că într-o măsură satisfăcătoare sau destul de satisfăcătoare, ei cunosc despre drepturile omului și știu ce e asta și în măsura posibilităților pot să includă în apărarea lor. Dar dacă luăm ca noțiune apărător al drepturilor omului, asta nu e numai ombudsmanul. Din suedeza veche, ombudsman așa se traduce, cel care e pentru altul, cel care îl apără pe altul. Să știți că asta este o noțiune, o categorie destul de largă. Anul ăsta de asemenea am mai sărbătorim data din nou, 20 de ani de la adoptarea declarației cu privire la drepturile apărătorilor drepturilor omului. Și
Și de aici reiesă că însuși apărătorii drepturilor omului au necesitate de a fi și ei apărați. Și aceasta devine destul de... Pentru că atunci când apeși pe bubă, bineînțeles că des se întâmplă că ești atacat. E sigur că. Deci asta este foarte important la etapa actuală, când a apărut o nouă noțiune, apărarea apărătorilor drepturilor omului într-o situație de democrație restrânsă, de democrație o lecuță limitate. De ce apărătorii drepturilor omului sunt socotiți nu numai cei care sunt profesioniști? Declarația de o enumerare de plină cine intră, cei care sunt profesioniști, care se socot apărătorilor omului. Asta sunt jurnaliști, asta sunt avocați, asta sunt medici, asta poate fi orice persoană de orice gen care, e scris în declarație, respectă și recunoaște valoarea universală a drepturilor omului și se va include în apărarea lor. Gala din anul 2018 este specială încă din un motiv, pentru că acum 70 de ani a fost adoptată Declarația Universală a Drepturilor Omului și anume cu această ocazie Asociația Promulex a ridicat un premiu special pentru promovarea drepturilor omului de-a lungul timpului, cu impactul deosebit asupra vieții titularilor de drepturi. Domnule Postica, acum coborâm la practică, de la nivel teoretic. De foarte mulți ani, Promulex este cunoscut ca o asociație care gratis îi ajută pe cei care ajung în situații extrem de complicate. Doar în acest an voi v-ați ocupat, juriștii și avocații de la Promulex, v-ați ocupat de cazurile Brăguță sau învățătorii turci expulzați din Republica Moldova, extradați sau expulzați până la urmă, așa și n-am înțeles eu personal ce a fost asta. Mai degrabă au fost răpiți oameni cu încălcare tuturor drepturilor. Bineînțeles că ați monitorizat și alegerile și probabil și la anul veți monitoriza așa cum o faceți de fiecare dată. Și totuși, de ce credeți că anume Asociația Promulex a primit acest premiu special? Și ce asta pentru voi înseamnă? Ce e de la Promulex? În primul rând, cred că evident suntem bucuroși, plăcut surprinși de faptul că am fost nominalizați, de faptul că am fost selectați de către juriu pentru această ediție și pentru acest premiu. Noi, dacă sincer... Deci asta nu dumneavoastră ați depus dosar, deci ca să știm care este procedura. Ei nu au depus niciun dosar. Sunt nominalizări publice. Deci, am înțeles. Aceasta a fost o surpriză pentru dumneavoastră. Da, până la urmă a fost o surpriză pentru noi. Cu siguranță a fost o surpriză plăcută, pentru că noi, de fiecare dată atunci când încercăm să facem ceva, încercăm să ajutăm pe cineva, nu ne punem drept scop obținerea unui premiu sau unui avantaj. Pentru noi contează mai mult să ajutăm persoana, să ajutăm victima, să-l repunem în drepturi, dacă este cazul. Și eu cred că probabil amalgamul de toate cazurile pe care le-am avut noi cumva a contribuit pentru acordarea acestui premiu. Dar pentru cei care nu cunosc toate detaliile despre Promulex, puteți să ne spuneți câți oameni lucrează în asociația dumneavoastră? Când ați început? De unde a venit ideea? Pe scurt, dacă se poate. Noi activăm deja de 16 ani. Această organizație a fost înființată 16 ani în urmă. Noi am început prin acordarea asistenței juridice pentru victimele fără de legilor până la urmă, pentru că și așa este corect să zici, care au avut loc în școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Noi am acordat asistență juridică acestor persoane, am mers cu ei până la Curtea Europeană, după care noi ne-am extins activitatea pe alte cazuri legate de proprietățile fermierilor din regiunea transnistreană, libertatea și siguranța în regiunea transnistreană, dreptul de a nu fi supus torturii. Noi avem deja peste 40 de dosare depuse nu doar în fața instanțelor naționale, dar și în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. Noi avem circa 10 dosare câștigate în fața Curții Europene, doar pe dosare din regiunea transnistreană. Dar
Cu siguranță noi nu am lăsat în afara câmpului sau vizorului nostru tot ceea ce se întâmplă și în partea controlată de autoritățile constituționale. Da, și mal drept exact. al ministrului în ultima vreme se întâmplă tot mai multe și mai multe încălcări ale drepturilor exact. Omului. Noi, poate chiar mai multe decât pe malul stâng. Colegii noștri au acordat asistență juridică pentru persoanele represate în restabilirea drepturilor lor, pentru victimele evenimentelor din 2009, aprilie 2009. Legat de libertatea întrunirilor, avem o sumedenie de dosare în fața Curții Europene. Dacă dumneavoastră ați fost întrebat de către un jurnalist străin care vă întreabă, bine, care sunt top 5 dosare cu care Asociația Promolex se mândrește și cumva și care cumva reprezintă tot ce înseamnă set de valori ale asociației noastre, care 5 dosare ați numi? Cazuri. Este complicat să facem acum o evaluare, dar eu cred că cazurile sau cazul școlilor cu predare în limba română, cazul persoanelor deținute în penitenciarele și torturate în penitenciarele din regiunea transnistriană, cazul fermierilor din regiunea transnistriană, aceste cazuri legate de libertatea întrunirilor care au dus la modificarea legii în 2008 cu privire la libertatea întrunirilor și noi acum avem o lege foarte bună sub acest aspect, dar nu în ultimul rând și ultimele cazuri pe care le-am avut în gestiune, chiar și după cum ați menționat dumneavoastră, același caz Brăguță, pentru că este cumva săritor la cer că astfel de situații se întâmplă acum în Republica Moldova. Premiul ONU pentru realizări remarcabile în domeniul drepturilor omului a venit anul acesta și pentru compania Bertam, рядом с нами Vladimir Gaiț, director этой компании. Vladimir, честно признаюсь вам лично, я про вашу компанию слышала, но когда я прочитала пресс-релиз, выпущенный офисом ООН в Молдове по правам человека, я была шокирована, в приятном смысле этого слова, когда узнала, что ваша компания принципиально вот, в качестве социальной ответственности приняла решение принимать на работу людей, которые сталкивались в прошлом с проблемами наркозависимости, кто является ВИЧ-позитивным, кто болеет гепатитом С, и кто когда-то сидел в местах лишения свободы. Откуда пришло это вам? Откуда эта идея? Расскажите, если можно, коротко про вашу компанию для тех, кто вообще никогда до сегодняшнего дня не слышал про компанию Bertam. Ну, если коротко рассказать, то, конечно, все источник как вдохновения или идеи, конечно, является та проблема, наверное, с которой столкнулся я. То есть я по своей глупости тоже в жизни сделал кучу ошибок. И, можно сказать, то есть 10 лет наркотиков, судимости и тому подобное. То есть не очень хороший, как бы сказать так, багаж жизненный, да. Сколько лет вы провели в тюрьме? Ну, последний раз у меня было, пару раз я сидел под следствием, последний раз 4 года. 4 года. А в сумме сколько вы просидели? Ну, около 5. Около 5 лет. Да. А наркозависимости сколько страдали лет? Ну, если считать легкие наркотики, я начал употреблять с 15 лет. И более и тяжелые наркотики, то есть я уже начал употреблять 21 год. То есть 10 лет тяжелых и 15 легких. Во-первых, как у вас из этого получилось выйти? И как пришла идея, что надо помогать другим людям, таким как вы? Потому что я знаю еще один такой пример. Руслан Поверга, инициатива «Позитива». Он прошел через подобную историю, и только пройдя через нее, он пришел к выводу, что надо помогать другим, таким как он. И это действительно это уникальная история. Расскажите вы, как пришла идея, что надо помогать другим? На самом деле, мы с Русланом друзья. Я не знала. Привет, Руслан. Да, мы очень долгое время знакомы. Он тоже большой молодец. Да, это точно. И судьбы просто по-разному сложились. Конечно, я думаю, путь, как сказать, выздоровления, он был не тот же. То есть это реп-центр в свое время. То есть, можно сказать, после того, как я освободился, я попал на работу к человеку. Ну, по сути, вы же понимаете мою ситуацию. То есть, когда я освободился, у меня образование 8 классов. Я даже не имею технического образования.
Сколько вам лет было, когда вы освободились? 32 года. 32 года. Я никогда в жизни не работал. У меня, по сути, не было образования, ничего. И общество вас полностью отталкивает, по большому счету. Ну, вы сами поймите, что я особо-то и не пошел бы в общество. Ну, что мне сказать? Что, да, в 32 года, то есть у меня нет стажа работы, у меня нет образования. И хорошо, что был один знакомый, и он меня взял на работу именно по знакомству. И я очень благодарен, на самом деле, этому человеку, потому что именно он... он поверил в меня, и эта вера, да, ну, я не знаю, он передал мне эту веру. Потому что когда я пришел, конечно, на работу просто на должность грузчика, и уже через полтора года я работал в этой компании менеджером по оптовой продаже стекла. Так я попал в стекольный бизнес. Но, к сожалению, с наркотиками в своей жизни я не разобрался. И как стали появляться деньги, я опять вернулся к прошлому. И именно этот человек мне помог, он сказал: слушай, окей, у тебя есть проблема, я готов тебе помочь, я знаю, если есть реабилитационный центр на Украине, я готов даже заплатить за тебя это, ну, езжай туда. И я уехал, прошел реабилитацию, вернулся, работал дальше у этого же человека, и он мне всегда говорил: Вова, слушай, тебе надо открывать свою компанию, у тебя есть потенциал, ну, то есть тебе надо двигаться самому. И пришла такая идея, не знаю как, идея, желание в сердце просто. Ну, я понял, что, слушай, таких людей, как я, на самом деле их много. Я знаю, что ребята, проходя реабилитацию, так как знаю реабилитацию, мы с Русланом общались, мы знаем, что вот ребята выходят после реабилитации, и дальше что там, адаптация. А потом, по сути, они идут в мир. Я думаю, было бы неплохо, чтобы была бы такая компания, которая предоставляла рабочие места таким людям. Для них, ну, это хорошая атмосфера для ребят даже. То есть мы хотели стать просто платформой, да, для дальнейшей жизни таких людей. И у меня в сердце было: слушай, я хочу просто помогать состояться таким людям в жизни. Вот с этой идеи и начал. За все это время, сколько лет вашей компании уже? 11. 11 лет. И за это время сколько людей вы трудоустроили? Ну, сейчас, на данный момент, у нас работает около 45 человек. Многие ребята работали в компании. И потом, ушли. Да, и ушли. То есть наверняка прошло намного больше, да, чем 45. Да. Ну, я не считал точно. Но то есть, ну, вначале, конечно, было, вы понимаете, что не все так было сладко с самого начала. И любой бизнес, который мы начинали с нуля, без финансов, без ничего. Единственное, что кто помогал мне, это моя жена, потому что она у нас бизнес-вумен. И я помню это время, когда денег буквально хватало, а еще кризис был 2008 года, чтобы платить зарплату рабочим, а сам я жил на зарплату своей жены. И было очень тяжко. Я жил 2 года с мыслью: все, я закрываю этот бизнес, потому что, ну, я не видел ни смысла. Думаю, ну окей, там вот работают у меня 3 человека, и что дальше? Ну, где взять деньги? Знаете, как мы же все думаем, ну, денег нету. Но спустя 5 лет, то есть произошел определенный, не знаю, как сказать, прорыв, и так все получилось, что, ну, все в один момент все поменялось. Нам позвонила одна компания с Украины. Они просто приехали в Кишинев и встречались с разными компаниями. Это получилось, что нам дали представительство завода. И вот потихонечку, то есть мы начали расти. И вот буквально за 5 лет у нас пополнился коллектив на 40 человек. Отличная история. Да, поэтому вот так, что касаемо... Для тех, кто не знает, не в курсе, телезрители наши, чем занимается ваша компания? Ну, мы, то есть основная деятельность, это мы занимаемся, то есть, конструкциями из стекла, то есть для дома, офиса, бизнеса, то есть, ну и там металл сейчас уже у нас есть, мы продаем оптом и фурнитуру, и стекло, то есть потихонечку расширяемся каждый год. Я понимаю, что реклама вообще на телевидении в рамках программы запрещена, но мне кажется, это очень хороший повод поддерживать таких людей, как вы. Не будем специально на этом настаивать, но мне кажется, бизнес с социальной ответственностью должен, правда, поддерживаться социально активными гражданами. Я, правда, желаю, чтобы ваша компания... И еще через 5 лет вы пришли и рассказывали нам, как у вас 450 человек уже работают, и вы уже открыли представительство в соседних странах. Дай бог. Но чтобы здесь как бы завершить, перейдем дальше к дискуссии.
люди, которых вы нанимали, ведь наверняка со многими из них вы на определенном этапе общались лично, потому что вы когда-то тоже проходили через историю адаптации, там, отторжения обществом, невозможность устроиться на работу. Да. Что они вам говорили именно вот на, вот, за эту возможность? Они как вас благодарили? То есть для них насколько это важно вообще все было? Ну, смотрите, то есть у нас очень получилось хорошее сотрудничество с инициативой «Позитива». То есть ребята проходили там реабилитацию. В то время мы знали друг друга, мы посещали, да, терапевтические общины. И мы были тем свидетельством или той надеждой для этих ребят. И мы говорили, что вот у нас есть бизнес. И ребята уже сами знали, они потом подходили. И слушай, я хочу работать. И мы брали таких людей на работу. Конечно, не всех, определенно. Ну, то, что мы тоже смотрели. То есть, ну, что у нас есть специфика определенная, где, ну, человек должен либо там работать руками, либо иметь определенные навыки. Но по-любому шанс мы даем любому. То есть у нас есть испытательный срок, где мы берем каждого человека, любого, мы смотрим, и дальше человек сам определяется, он остается в компании или нет. Вот так вот. А на вас другие бизнесмены, ваши конкуренты, смотрят как на немножко сумасшедшего человека? Вот у нас, в Молдове. Не знаю, я дружу с многими бизнесменами довольно крупных компаний. Ну, мы дружим. Они знают все лично мою историю. Все говорят, ну, молодец, молодцы. Ну, смотрите, на самом деле, что я хочу сказать по поводу, коротко, о тех ребятах, потому что очень важно, чтобы общество понимало, что на самом деле такие люди, они очень способны. И я могу сказать одно, что ко мне клиент, мы никому ничего никогда не говорили, что вот мы такие, но клиенты сами приходили и говорили, слушайте, с вами что-то не так. Вот ваше отношение к работе, ваше, да, то есть рвение, ваша это харизма, ребята, они всегда нацелены на достижение цели, они никогда не сдаются. И люди сами спрашивали, ну что. И, конечно, мы всегда делились своими историями. И я думаю, что это и такие истории, они вообще вдохновляют. Я думаю, что такие, ну, мы должны говорить обществу о таких историях, потому что мы являемся, мы можем повлиять той, ну, стать той надеждой для кого-то. Потому что таких людей еще на самом деле очень много. Я лично очень рада, что сегодня в рамках этой программы у многих, возможно, появилась возможность о вас узнать, и я бы очень хотела, чтобы о вас узнали как можно больше, потому что Промолекс все-таки очень известная ассоциация, все в медийном сообществе ее знают. Первым делом, когда мы думаем об экспертах по правам человека, мы сразу думаем о Промолекс, но для вас, я надеюсь, что это хорошая возможность, чтобы о вас узнали еще больше, потому что о таких примерах позитивных люди должны узнавать. Дорогие лоймы скурты паузы депопочитатели, не интервьюпим, шеревиним кыть в оклепе, шоконте нам дискультерам и нискунай. Донезете Патреон. ТВ Опт. Телевизиунea oamenilor liberi. Continuăm ediția specială cu ocazia galei anuale a drepturilor omului, care este găzduită de către ONU în Republica Moldova. Doamnă Pirean, vreau în primul rând să înțeleg cum dumneavoastră găsiți asemenea exemple. Deci cum se întâmplă acest proces de nominalizare? Bun, în fiecare an este aprobat un regulament a concursului, care este public, și sunt chemați reprezentanții societății civile să facă nominalizări pentru premiile ONU în domeniul drepturilor omului. De obicei, concursul începe sau chemarea de a face nominalizări este făcută la sfârșitul lunii octombrie și în timp de aproximativ o lună există oportunitatea de a face nominalizări.
online, înscris, nu contează, dar ideea de bază este că cel care face nominalizarea trebuie să dea o motivație de ce consideră că persoana sau organizația, entitatea ar trebui să primească premiul ONU. După asta, un board tehnic, un consiliu tehnic examinează lista de nominalizări, descalifică potrivit unor criterii prestabilite acele entități, persoane care nu se califică pentru premii din considerente tehnice sau altele. Și după aia un consiliu de selecție selectează câștigătorii. Anul ăsta consiliul de selecție a fost format din membrii echipei pe țară ONU, sunt șefii sau șefele agențiilor ONU care lucrează în Republica Moldova. Și cam asta e. Am înțeles. Eu am ascultat foarte atent istoriile și ale companiei Vertam și ale asociației Promolex, pe care o cunosc mai bine, și cred că ambele sunt, de fapt, în primul rând, despre responsabilitate socială a fiecăruia dintre noi. Deci, aceste două entități reprezintă un exemplu de o înaltă responsabilitate socială pe care o au față de alții din jur, oamenii care lucrează ori în compania Bertam, ori în asociația Promolex. Domnule Cotrobai, potrivit dumneavoastră, în general, la moldoveni, la noi, în societate, responsabilitatea socială este partea culturii sau noi încă mai avem foarte mult de învățat în acest sens? Ea ca partea culturii, sigur că există, așa, deci cultura ca o noțiune, categorie generală, are mai multe componente, e clar, dintre care și responsabilitatea socială. Dar iată, dacă vorbim din nivelul acestei responsabilități, aici de acum sunt întrebări. Deci, cu părere de rău, nivelul nu este cel necesar, fiindcă oamenii, în multă parte, în rezultatul adresărilor, audiențelor care le înfăptuiește avocat poporului și cererile care le primim, se desprind foarte rar cazurile care cineva își bate capul de drepturile altcuiva. Deci mai mult fiecare se plânge cu problema lui și vrea a lui, în primul rând, să fie rezolvată. Deci regula asta, să mă scuzați că în rusă, maia hata s craiu, ea la noi e în sânge. Ea există, dar asta nu înseamnă că ea este la nivel total, la zero. Sunt adresări, sunt cereri în numele altora care vin împreună, îi aduc... ca exemplu, persoanele cu dizabilități deseori vin cu altcineva care îl ajută, sau chiar scrisoarea care primește, domnule avocat poporului, vecinul meu s-a aflat într-o situație. În acest an, eu înțeleg că el încă nu s-a încheiat, încă mai avem aproape 3 săptămâni, dar vreau să întreb, câte plângeri ați înregistrat dumneavoastră, au fost înregistrate la dumneavoastră ca avocatul poporului? Eu vă spun de la bun început. Deci a fost un an mai greu comparativ cu anii precedenți? Vă spun de la bun început. Deci, numărul de adresări către avocat poporului e în creștere. Eu nu știu dacă asta devine mai vizibil avocat poporului sau invers, oamenii știu drepturile sau din contră. Sau numărul cazurilor de încălcări. Sau invers, cad să merește numărul de încălcări. Deci așa e greu de socotit, dar numărul se mărește. La data de 3 decembrie, expres am luat statistica noastră. Am avut pe anul ăsta 1177 de adresări către avocat poporului. Dintre care e clar că de asemenea noi facem selectarea, care nu sunt de competență, le restituim. Deci avocat poporului are 3 în principiu căi. Ori o acceptă spre examinare, sau dacă nu ține de competență, o readresează organului competent respectiv cu cerința de a examina conform competenței, și a treia o restituim. Vreau să vă spun că restituite sunt puțini, avem readresate
Și, desigur, că avem în jurul de la aproape 300 ceva care noi am rezolvat problema conform cererii adresate. Da, în general, din punct de vedere al drepturilor omului, anul 2018, cum a fost în Republica Moldova? Noastră la gala anuală a premiilor ONU ați vorbit despre regresă. Deci, eu am spus ceea ce spun partenerii noștri, să spunem așa, despre țara noastră, dar regresii sigur că sunt. În primul caz, sau în primul rând, eu aș vrea să numesc iată dreptul la informații. Dreptul la informații acum devine, cererile s-au mărit esențial adresate către avocatul poporului. Viața intimă și viața privată. Deci privat. Oamenii se plâng pe încălcarea dreptului la dreptul la informații, exact. Eu mă bucur. Exact. Adică eu nu mă bucur că există această problemă, ea, da. Păi, dar mă bucur există, că pentru oameni asta este o problemă. Este în percepția oamenilor care e absolut. Deci a apărut, care noi în 2016 n-am avut, a apărut o nouă filă, spunem așa, dreptul la viața intimă și viața privată, care o bună parte din oamenii se plâng în amestecul. Am avut cazuri de jurnaliști filați. În acest domeniu, deci, exact. Deci, inclusiv eu am primit asemenea exact. Informații. Și, desigur că rămâne la nivelul respectiv mult de dorit accesul la justiție. Și nu în ultimul sau chiar oamenii se adresează cu dreptul la sănătate, dreptul la spunem așa, drepturile sociale, de ordin social, pensii, indemnizații și așa mai departe. După categorii, avem care muncesc, angajați, avem pensionari, avem deținuți. Deci, după numărul de adresări, sunt foarte mulți deținuți din penitenciari care se adresează către avocat poporului. Știți, eu personal, eu nu sunt expert în drepturile omului, dar eu sunt jurnalist care, bineînțeles, că monitorizează ceea ce se întâmplă în spațiul public, inclusiv în acest domeniu. Și dacă să vorbim despre anul, să spunem așa, calendaristic, 2017-2018, eu, ca jurnalist, vreau să vă spun că pe mine m-a șocat faptul că la noi, în penitenciar, poate fi omorât un om și asta să fie ascuns, asta să fie prezentat din tâi ca drept dovadă că el s-a îmbolnăvit, pe urmă noi vedem alte imagini, pe urmă se încearcă omul, după ce el este post-mortem, se încearcă discreditarea lui și asta este folosit drept argument că dacă omul este, să zicem, nesănătos, înseamnă că el poate fi omorât. Pentru mine asta a fost un mare șoc, cazul Brăguță. Asta a fost un mare șoc personal. Să văd că în secolul 21 în țara mea oamenii pot fi omorâți și pentru faptul că au fost băgați în penitenciar pentru încălcarea regulilor de circulație rutieră. Următorul caz care pe mine m-a șocat, bineînțeles, este expulzarea cetățenilor turci, pentru că unii dintre ei au depus de mult cereri de cetățenie, mulți dintre ei au trăit timp de 20 de ani pe teritoriul Republicii Moldova. Reamintesc și de fiecare dată voi face asta. Rețeaua liceilor Orizont doar în anul 2017 a adus Republicii Moldova 34 de premii internaționale la Olimpiade Internaționale din 42 pe care le-a luat Republica Moldova. Și acești oameni sunt în plină stradă răpit și expulzați într-o țară în care, în cel mai bun caz, ei pur și simplu vor petrece toată viața lor în detenție. Și nu pot să nu vorbesc despre încălcarea unui drept care poate nu este atât de arzător ca și dreptul la viață și securitate, dar anularea alegerilor, unicul instrument democratic prin care cetățenii pot să facă schimbare în țară, acest drept care este garantat prin Constituție, pur și simplu s-a șters așa, cu piciorul de acest drept. Mai adaugă și interdicție sau practic blocarea organizării unui referendum. Exact, exact. Interdicția, deci cetățenii au fost lipsiți de un alt drept constituțional de a organiza referendum. În schimb, când partidul de guvernare vrea, se poate un pic și de încălcat proceduri și de, în ziua alegerilor de organizat. Eu nu vreau cum să intrăm în politică, dar dacă e să vorbim despre aceste cazuri, noi atunci cum putem plasa acum Republica Moldova la capitolul drepturile omului, domnule Postică?
Nu cred că există un echivalent și un standard unic ca să putem să facem anumite comparații cu privire la respectarea drepturilor omului în diferite țări, pentru că mecanisme sunt diferite, instrumente de apreciere, modalități, dar eu cred că noi pentru noi, fiecare pentru noi, trebuie să ne facem anumite concluzii și să ne gândim că dacă așa ceva este posibil în Republica Moldova astăzi cu cineva străin, nu este exclus că exact același lucru poate să se întâmple cu fiecare dintre noi. Și asta ar trebui să ne ducă la ideea că noi trebuie să conștientizăm că locuim într-o societate comună și atâta timp cât victime poate să fie cineva astăzi și noi nu-i acordăm asistența necesară, noi mâine putem să ajungem și noi victime. De asta noi nu ne-am implicat în acordarea asistenței juridice, poate, spre exemplu, în cazul cetățenilor turci, pentru că a fost oferită de către alți colegi avocați, dar noi cu certitudine am mers, am protestat, atât în fața Serviciului Informației, Securitate, Ministerului Interne, Parlament, pentru a sensibiliza opinia publică, pentru a arăta că așa ceva este inadmisibil. Da. Noi am, dacă vorbim de aceeași invalidare a legilor, nu ne-am expus public și am menționat că acest lucru este inacceptabil. Ori din punctul nostru de vedere, un judecător, el trebuie să fie judecător și nu jucător într-un proces. El nu trebuie să-și asume prerogativele unui procuror să învinuiască, da, și să emită tot el sentința. El trebuie să judece ceea ce este pus pe masa lui. Deci, și lucrurile astea, cumva, noi trebuie să le spunem, noi trebuie să le repetăm ca lumea să le înțeleagă. Eu nu știu dacă asta neapărat se referă direct la situația cu drepturile omului în Republica Moldova, dar ultimul barometru al opiniei publice pe mine, la fel, m-a șocat, dar în cazul dat, în sens negativ. Răspunsul la două întrebări. Cât de liber vă simțiți să discutați despre, deschis despre politică? Și întrebarea, cât de liber vă simțiți să protestați în Republica Moldova? Deci, dacă în 2009 în jur de 18% din cetățeni se temeau deschis să se exprime despre, să vorbească despre politică. Acum numărul celor care se tem foarte tare sau se tem într-o oarecare măsură se apropie de 60%. Deci de 3 ori mai mulți oameni se tem deschis să vorbească despre politică. Și la fel numărul celor care se tem să protesteze este, a crescut enorm, mai mult de 2 ori, dacă nu greșesc. La fel, se apropie de 50%. Asta despre ce vorbește din punct de vedere al drepturilor omului? Că oamenii se tem și oamenii se tem și să vorbească și oamenii se tem și să protesteze. Asta vorbește despre... Asta vorbește despre tendințe pe care oamenii le simt în a le limita dreptul la libertatea exprimării și dreptul la întruniri. Sunt drepturi fundamentale care reflectă situația asta în mod direct. Deci fiecare persoană trebuie să aibă oportunitatea de a-și manifesta, de a-și expune opinia în mod deschis, fără ca să-i fie frică că o să aibă careva repercusiuni faptul că își expune opinia. Și se poate protesta, se poate întruni, inclusiv pentru a protesta, pentru a-și expune opiniile în mod deschis și să o facă în liber. Da, într-adevăr, cifrele sunt alarmante. Noi în iunie 2018 am avut vizită raportorului special pentru situația apărătorilor de drepturile omului, domnul Michel Forst. Este raportor special al Organizației Națiunilor Unite și el a venit într-o vizită în Moldova pentru ca să evalueze care este situația apărătorilor de drepturile omului și domnul Cotorbai zicea mai devreme că noțiunea de apărător de drepturile omului e una destul de largă, deci orice persoană, începând de la un jurnalist și terminând cu un activist la nivel local, care... Deci nu doar avocați propriu-zis, la care noi ne gândim în primul rând. Nu. Orice jurnalist, persoană care militează pentru drepturi la nivel de comunitate, sat, nu contează, este apărător de drepturile omului. Și la sfârșitul misiunii sale în Republica Moldova, domnul raportor a emis unele concluzii preliminare. Raportul lui o să fie făcut public în primăvară, dar în concluziile sale finale el a subliniat faptul că
În Republica Moldova, jurnaliștii întâmpină dificultăți în a accesa informații. Există campanii de denigrare împotriva jurnaliștilor și majoritatea categoriilor tipice de apărători de drepturile omului nu se simt total liberi în Moldova ca să promoveze aici drepturile. Putem să ne aducem minte de numărul dosarelor pornite pe numele avocaților sau numărul cazurilor când avocații deschis vorbesc, se plâng pe faptul că fie sunt urmăriți, fie filmați, fie telefoanele lor sunt ascultate. Dar vorbim și despre garanții care diferiți apărători de drepturile omului trebuie să le aibă. Spre exemplu, avocatul trebuie să aibă aceleași arme în procesul penal ca și procurorul. Ceea ce nu se întâmplă în justiție. În justiția noastră nu se întâmplă. Ceea ce se vede la fel în același barometru al opiniei publice când ne uităm la încredere în justiție. Dar aici ne întrupim pe o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți că noi revenim foarte curând. Consider că evenimentele trebuie relatate obiectiv. Eu am văzut mai puțină obiectivitate la aceste posturi de televiziune. Voi ne susțineți. Devină patronul TV8. Donează pe Patreon. TV8. Televiziunea oamenilor liberi. Noi am revenit în studio, continuăm să discutăm despre drepturile omului în cadrul ediției speciale de astăzi, dedicat galei anuale a drepturilor omului, organizată de către ONU. Da, domnule Cotorbai, vă rog. E clar că în continuare eu aș vrea gândul care a fost pus mai sus. Principiul egalității armelor este un principiu destul de important și el trebuie respectat. Dar noi avem situația care o avem. Eu vreau să spun altceva, că situația cu respectarea drepturilor omului, dreptul la informații și teama care ați menționat-o dumneavoastră oamenilor de a vorbi despre ceva, asta înseamnă că autoritățile, guvernanții n-au spus totul până la urmă ce fac și ce au de gând să fac. Transparența decizională din partea autorităților, din partea guvernanților, trebuie să fie absolute. Oamenii trebuie să știe ce fac liderii lor. Oamenii trebuie să știe ce fac cei care i-au ales. Oamenii trebuie să poată să ceară de la acești lideri ceea ce ei nu fac până la urmă. De aceea, în cazul de față, este vorba de conceptul care e pornit acum în toată lumea, de bună guvernare. Dacă există într-un stat bună guvernare, cetățenii sunt informați și ei n-au de ce să teamă, ci să vorbească și să informați, apărați. Absolut. Dar dacă nu există această transparență, e clar că atunci este guvernarea nu bună, să zicem așa, și e clar că în cazul de față iau ce ascunde, pentru ce ascunde și lumea și ea atunci se teme să vorbească despre aceste lucruri. Dar eu vreau totuși să revenim un pic și la partea pozitivă a lucrurilor, pentru că tot gala anuală a ONU e despre asta, despre acel puținul pozitiv care există în lumea asta în care drepturile sunt încălcate. Din păcate, în țara noastră, în ultima vreme, tot mai mult și mai mult. Dar există oameni, de exemplu, Vladimir, exemplu, echipii de la Promolex, arată că există oameni care în pofid de la tot, continuă să lupte pentru drepturile omului. Eu хочу вернуться к вам, к Владимиру, к вашему примеру, но коротко расскажу историю, которую я часто, на самом деле, в своих эфирах повторяла, но она, мне кажется, важной. Вы мне напомнили один пример. В психологии был поставлен эксперимент в 70-е годы. Два американских психолога провели эксперимент над двумя группами собак. Первая группа собак держалась в условиях тотальной свободы, просто бегали сколько хотели, играли сколько хотели, ели когда хотели, ну, жизнь, кайф. Вторая группа собак держалась в условиях
тотальной несвободы, скажем так. За каждой инициативой, за каждым действием у них следовало наказание. Подбегали к тарелке, били палкой. Слишком быстро бегали, их ударяли током. То есть собаки были научены постоянно быть наказанными после любого действия. Так, потом обе группы собак поместили в один загон, в забор пустили электрический ток. И что показал эксперимент? Очень быстро собаки из первой группы поняли, что для того, чтобы избавиться от этого вот состояния дискомфорта, достаточно просто перепрыгнуть через забор. И они просто перепрыгнули и просто убежали. А самая печальная история заключается в том, что собаки из второй группы даже не попробовали. И этот феномен был назван learned helplessness, выученная беспомощность. Психологи утверждают, что единственная возможность, как можно из этого состояния вывести общество, потому что можно целое общество вводить в такое состояние, когда ты на протяжении долгого времени показываешь, наказываешь людей за их разные инициативы. То, что, в принципе, у нас происходит сейчас с гражданским обществом, с оппозицией, с журналистами и так далее. То есть единственное, как можно общество вытащить из этого состояния, это должны быть модели, то есть должны все равно появляться собаки, которые, несмотря ни на что, несмотря на то, что их бьют, все равно пробуют, и в результате они перепрыгивают и за собой уже тянут всю остальную группу. Мне кажется, вы в этом смысле такая собака, из тех, которые пытается и перепрыгивает в конечном итоге через забор. Вот скажите, как вы, вот ваш пример, как он может стать заразительным для других? Вот какие вы аргументы находите для того, чтобы убедить и других, таких как вы, там, не отчаиваться, пытаться и продолжать делать, потому что в результате может получиться? Ну, смотрите, я думаю, что всегда стоит пытаться. То есть всегда стоит пробовать, всегда стоит не оставаться. Я по характеру такой человек, у меня куча в жизни было трудностей. Но если бы я не пытался и не пробовал, то, наверное, сейчас я не был там, где я сейчас есть. Поэтому я думаю, что, наверное, нам хорошо научиться каждому свой трог, что всегда надо пытаться. Лучше попытаться, не бояться, да, там, что ударит тебя током, когда, но все равно пробовать, потому что другого выхода я не знаю, по крайней мере. Если ты не попробуешь, не узнаешь. И я думаю, что больной вопрос в этой истории в том, что они даже не хотели попробовать. Собаки, то есть настолько их знают, что они уже боялись, что этот страх он их держал. Инициатива да? наказуема. Лучше пытаться. И, к сожалению, скорее всего, она так и есть. Ну, многие, наверное, даже не хотят пробовать. Да, они... Жизнь их побила, можно так сказать, и все. И они не хотят пробовать, знают, что это больно, знают, что все равно не получится, все равно инициатива наказуема. Но я думаю, что все равно жизнь, она меняется, постоянный прогресс идет. Ситуации меняются. И то, что, грубо говоря, то, что было 10 лет назад, и то, что сейчас, это разные ситуации. Может быть, то, что тогда я бы попробовал, не получилось, сейчас я попробую, она получится. Поэтому я думаю, что всего лишь один выход, надо всегда пробовать. А для вас лично вообще права человека что значит? Ну, смотрите, не буду лукавить. Я не особо так, чтобы я вот знал там права человека. То есть вы создавали свою компанию не потому, что вы хотели защищать права человека? Вы же понимаете, что я создал компанию. Я увидел проблему, что есть проблема, и я хочу ее решить. Я понял просто, что есть проблема, и есть куча таких людей, которым я просто хочу помочь. Вот и все. И это... то я думаю, что то, что меня делает, по сути, сейчас счастливым. Я понимаю, зачем я живу. То есть не просто там делать бизнес, денег ради денег. Я знаю, что я живу, я смотрю на свою команду, на ребят, я понимаю, что я отдал им часть себя, то есть мы вложили, да, мы командой вкладываем сейчас в других людей. Мы видим результаты, и мы радуемся. И это, думаю, самое главное в жизни. То есть понимать, зачем вообще мы живем и зачем мы существуем. Да, мне кажется, самая лучшая мотивация. Это правда. Да. И здесь, чтобы перейдем к другой теме, но хотелось бы уточнить, чтобы понимать, насколько вообще эта проблема большая. Есть какая-то статистика по поводу того, сколько людей
потенциально, понятно, не все поместятся в вашу компанию. Да, ваша компания не резиновая. Угу. Насколько вообще людей, бывших заключенных, бывших наркозависимых, бывших алкоголезависимых, бывших, не знаю, там, ВИЧ-позитивных и больных гепатитом, все эти категории людей, которых вы нанимаете к себе на работу, вот, о каком количестве людей в Молдове вообще идет речь? Мне сложно сам сказать, мы не ведем статистику. Но скажу одно, что потребность в рабочем очень большая, потому что, по крайней мере, ко мне обращается очень много людей. Возьми на работу. Я езжу, да, то есть мы как волонтеры там ездим в пенитенциарные учреждения, да, там своим примером, ну, стараемся влиять. Ну, спрос большой. Будем говорить, спрос на самом деле большой. И можно сказать, что у нас даже сейчас, ну, стоит определенная очередь. Люди хотят на работу. К сожалению, мы не можем сейчас взять столько людей, сколько бы нам бы хотелось. Мы готовы всех взять, честно. Вот я иногда смотрю и думаю, и так иногда приходится в ущерб, говорится, бизнесу брать людей просто потому, что им помочь. Я вот понимаю, что и сейчас его в эту безопасную среду не заведешь, то он просто потеряется. И тут вопрос, там уже не считаешь зарплаты, потому что жизнь человеческая, она стоит больше. И ты уже не считаешь здесь деньги. Я понимаю, что, слушай, просто надо человеку помочь. Да, понимаю, что там платишь ему зарплату. Да, это может быть не совсем разумно по меркам бизнеса. Но я считаю, что самое ценное, что есть, это жизнь человека. И все, что мы можем делать, это вкладывать в эту ценность. Формоспос. Дамна Пирян, так и третьим лаштицла, чей чем путерили фиг эру один триной. Это нам ворбит здесь при ситуации реала, кудрептору лёмулы, актуалменте на Республику Молдова. Чьи инструменты романы потеряли фикару читацан? Ну, с инчепим кучел мой симплу ши примитив не вел. Ну, ворбес у меня аппарат с мерч с интрила факультате, где факультате журидика, ши пюрмости ангажесла промолек, ши профессионал с эти окуп диаста. И ворбес дес причей, чар путя са факы орче читоцян де рынд ал Републич Молдова, а шан кыт ной сам бунататим ситуация ку дрептор ле омлой. В приму рынд фиекари дентрина, трябва скапи стереотипы фиекари дентрина. Pentru că societatea noastră este o societate divizată și un studiu pe coeziune socială care a fost făcut de mult de ONU Moldova arată că noi suntem divizați inclusiv pe niște linii care nu ar trebui să servească drept puncte de diviziune. Da? Spre exemplu, în contextul ce spunea mai devreme domnul Gaiț, persoanele care trăiesc cu HIV, persoanele care sunt foști utilizatori de droguri și foști deținuți, sunt persoanele care sunt cel mai des discriminate în Moldova și cel mai des datorită stereotipurilor care însoțesc statutele respective. Iată, dacă vrem să trăim mai bine, primul pas care trebuie să-l fac fiecare asta, să fac o introspecție, să gândească la sine însuși să identifice stereotipurile pe care le are în cap. Pentru că atunci când noi ne poziționăm, eu sunt membru a majorității, iar minoritățile pentru mine nu sunt importante, da? Și nu vreau să am de face cu ei și independent de diferite criterii, încercăm să ne îndepărtăm de acești oameni, de fapt are loc o viziune socială. Это я вроде очень интригарю супруга Петру Фигаре, каста с фильм Фелди конклюзии. Чем инструменты авем, но и Фигаре читать сану от та партия? Дупа меня, хум, кяр каш, ка ум, ка читатян, ши ка ум, смат. Им приму рэн, тот уж ому ар требуи сыш кунаск дрептор лисали. Я ты неглиженца ачаста, кари экзисты ланой, я tocmai aduce la ceea ce noi am văzut, cu unii își permit să le încalce, folosând în moment că celălalt nu știe care aia este dreptul lor. Cu atât mai mult, reiterez și acum, nu odată eu spun cu păreri, de rău se observă din adresări, din cerință, din întâlnirile cu oamenii, cu o bună parte din oamenii noștri, nu numai că nu-și cunosc drepturile, dar nu știu nici unde să adreseze în cazul când ele sunt încalcate. Iată acest nivel de ce ați spus dumneavoastră, de segment, ce trebuie să facă fiecare să-și cunoască drepturile. Și în al doilea rând,
Eu ceea ce a spus Vladimir, dacă le cunoști sau nu, trebuie să lupți pentru ele. Drepturile le ai, de ele mai trebuie și apărate. Da. Și noi numai decât... Și ele trebuie luate, nu trebuie de așteptat exact, că ele să fie și date. Și nu numai decât să fie apărători special ai drepturilor omului, fiindcă am vorbit și ei singuri necesită apărare, dar fiecare să apere drepturile lui, să lupte pentru ele, să nu dormim pe drepturile astea, dar să le luăm, cum ați spus, să luptăm pentru ele. Domnul Poștică, potrivit dumneavoastră, concluzie. Ce e eu cred că noastre? Am puțin ce adăuga la ceea ce s-a menționat, totuși aș zice că este foarte important să nu fim indiferenți, să nu fim indiferenți față de cei care ne înconjoară, să nu fim indiferenți față de noi înșine, și am zis și la gala acest lucru, cred că este cazul și pot să-l reiterez, dar un drept sau toate drepturile împreună sunt o ușă spre ceva mai bine. Depinde de noi, de fiecare dintre noi. Dacă noi vrem să batem în această ușă, noi vrem să o deschidem, dar pentru asta noi trebuie să depunem efort. Ce obțin pentru a bate, ce obțin pentru a pasa această clanță și pentru a împinge ușa, asta trebuie să depunem efort. Non-indiferență și efort. И Владимир, ваш вывод. Что вы, как каждого из нас? Мы сейчас говорим не про уровень государства, общества. Вот каждый из нас, что мы можем делать? Ну, смотрите, я думаю, что мы должны верить в людей. И это самое важное. Потому что, на самом деле, вот так если задать вопрос, ну, вот к вам приходит человек, вот вы считаете, владелец компании, и он вам говорит открыто, ну, вот за моей спиной там 10 лет тюрьмы, там, 5 лет наркотиков, возьмите меня на работу. И как-то мой знакомый сказал, Вова, слушай, я один раз думал и сказал, слушай, вот если бы ко мне пришел такой человек, честно, я бы его не взял на работу. Он говорит, вы делаете огромное дело. И я думаю, что наша задача общества просто видеть лучшее в людях. То есть верить все-таки, давать шанс людям на изменения. Потому что если мы в них не верим, то мы сами их обрекаем на то же будущее. Они возвращаются обратно, где их принимают. Если общество их отталкивает, то есть, да, своим отношением. Может, ты ему не скажешь в лицо, но люди это чувствуют. Поэтому, думаю, то, что нам нужно делать, это верить в людей и давать им всегда шанс. Спасибо большое вам. Еще раз поздравляю, фельдшетерин куда-то. Я уврёс в Муцумеск, деннумили компания Тевёпт, телевизионе Тевёпт, кярма букуркану очесто, оно, адичис, не Олега Пинойко, партенер медиа, принципал. Но если помню, дрекут, лафил нем инвредничит, кун премиум спечал инка другалей ануале, пентру чем я бун журналисты анулы, ка эволуция анулы. Шо кредка, де че, но шам девинит эволуция, пентру ка, ну, де фикаре, да, там, черкам сай сусценим, аша кум путем, pe oamenii ca cei din Promolex sau pe cei pe care Promolex îi apără mai degrabă. Și iată oameni ca Vladimir. Eu очень надеюсь, что вы еще неоднократно будете гостем наших эфиров. Правда, ваш пример, он заразителен. Мулțumesc foarte mult și încă o dată felicitări cu ocazia Zilei Internaționale pentru Drepturile Omului. Iar noi ne vedem ca de obicei mâine la ora 21:30. Noapte bună vă doresc! Voi ne susțineți. Devino patronul TV8. Donează pe Patreon. TV8. Televiziunea oamenilor liberi.